Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dolj spun că săptămâna trecută, la nivelul județului, s-au înregistrat peste 1700 de cazuri de viroze. Predomină infecțiile acute respiratorii superioare, 1065 de cazuri, și pneumoniile, 645. Am avut și 8 cazuri suspecte de gripă, la care am prelevat probe, le-am trimis la Institutul Cantacuzino și au fost confirmate 4 cazuri de gripă. În județul Dolj avem până acum în acest sezon 9 cazuri de gripă, mai puține decât anul trecut când au fost 15, din fericire toate cu o evoluție bună. Anul acesta afectează persoanele tinere, adică copii peste... Au fost și cazuri de sugari la debut, dar acum cazurile sunt mai ales copiii peste 5 ani și adultul tânăr până în 45 de ani. Gripa nu trebuie tratată ca o simplă viroză. Medicii ne atrag atenția că este o boală grea. De altfel, la nivel național s-au înregistrat până acum 33 de decese. Vorbim despre persoane cu boli cronice nevaccinate. Se manifestă ca orice formă de gripă, cu stare generală modificată, cu temperatură, cu dureri musculare, cu afectări respiratorii, cu pneumonii. Deci, în momentul în care apar aceste semne, persoana trebuie să se adreseze la medic și medicul ia măsurile care se cuvin. Reprezentanții DSP Dolj mai spun că principala modalitate de a ne apăra împotriva gripei este vaccinarea, în special a bolnavilor cronici și a bebelușilor. Pe de altă parte, fiind în sezonul în care virusii se transmit foarte ușor, ar fi bine să evităm aglomerațiile și să nu uităm să ne spălăm cât mai des pe mâini.